Marius Mudic a declarat ieri că a fost aproape de a ajunge pe banca lui AEL Limassol, însă a refuzat oferta din Cipru și a ales să rămână la Astra, în ciuda problemelor financiare pe care echipa le are de câteva luni. Am hotărât să rămân aici pentru moment. Am fost contactat de președintele celor de la AEL Limassol, dar nu există nicio rezolvare. Am plecat la un proiect aici la Astra și avem un drum anevoios, a declarat Mudic, care a evitat și să răspundă dacă ar avea de achitat o sumă importantă pentru rezilierea contractului, în cazul în care ar fi acceptat propunerea din Cipru. Jucătorii m-au întrebat, erau îngrijorați, eu am o relație specială cu grupul, nu vreau să pare rău, dar nu e ușor să ții o echipă în frâu. Nu e un vestiar ușor la Astra, dar am reușit să avem o simbioză aparte cu grupul de jucători. De aceea îmi vine greu să iau o decizie de genul ăsta. Jucătorii erau mâcniți și își doreau să ne atingem obiectivul, care eu cred că este realizabil, să terminăm în primele trei locuri, a mai spus antrenorul Giurgiu Venilor de la Astra. Echipa din Cipru i-a mai dat timp de gândire lui Mudică până duminică, iar antrenorul a afirmat în final, niciodată să nu spui niciodată. Liderul Ligii I fotbalistice ar putea scăpa de toate presiunile financiare. După vestea extraordinară primită legată de faptul că Ioan Nicolae, patronul echipei, ar putea fi eliberat condiționat în zilele următoare. Omul de afaceri, condamnat în aprilie la 2 ani și jumătate de închisoare, vrea să profite de vârsta sa, 61 de ani, și de faptul că a scris 6 cărți în perioada petrecută în penitenciar. Judecătoria Găiești a acceptat cererea lui Nicolae de a fi redusă pedeapsa, însă procurorii pot face recurs. După tur și o primă etapă în retur, Astra este lider în Liga I. Să se confruntă cu mari probleme financiare și toată lumea speră că lucrurile se vor schimba în momentul în care Ioan Nicolae va fi eliberat. Pe de altă parte, Steaua vrea să profite de problemele financiare ale Astrei și să-l transfere pe Denis Alibec, unul dintre cei mai buni jucători ai Giurgiu Venilor în acest sezon. Așa se face că Becalii pare hotărât să facă o ofertă de nerefuzat lui Ioan Nicolae pentru Denis Alibec, pe care și-l dorește cu orice preț, ținând cont de slabele evoluții ale lui Gregori Tade, care va pleca și el în iarnă de la Steaua. Becalii oferise în urmă cu 3 luni 1,4 milioane de euro în schimbul lui Alibec Beck și a lui De Amorim, dar Ioan Nicolae nu a fost de acord cu oferta. Înaintea partidei de sâmbătă cu AS Ardealul Târgu Mureș, fotbaliștii de la Astra au avut un bun prilej de bucurie și petrecere. Colegul lor brazilian, Junior Moraes, a devenit pe jumătate român. Fundașul stâng al liderului din Liga I a fost la Starea Civilă, unde a avut programată cununia cu aleasa inimii sale, handbalista Andrei Adospin. Ca să-i facă mai mult curaj colegului lor, martor la cununia a fost capitanul Astrei, Constantin Budescu. Fundașul stânga brazilian, în vârstă de 29 de ani, și soția sa de 30 de ani, vor deveni în scurt timp părinți. Tonus bun al handbaliștilor de la CS Constelația Giurgiu după două victorii consecutive în fața sportivilor de la cluburile Dinamo și Steaua din capitală, care au propulsat echipa pe locul 3 în clasament. Băieții noștri mai au la activ o victorie și cu CSS 2 București, dar și o înfrângere drastică în fața pretendentului la titlul CSM București, care ne-a învins cu 38-16. Pentru sportivii noștri urmează etapa 6-a, care se va desfășura duminică acasă. Giurgiuvenii iubitori ai sportului sunt invitați la sala școlii gimnaziale numărul 10 pentru a susține echipa noastră, care de la ora 11 va întâlni formația bucureșteană Colegiul Tehnic Media. Vreau să rog iubitorii de handbal ca duminică la meciul din etapa a 6-a de campionat care se va desfășura la sala școlii generală numărul 10, de început cu ora 11, cu Colegiul Tehnic Media, o echipă bună care a acumulat ca și noi de puncte, să vină să ne sprijine la sală, să vadă un campul frumos și poate că mai punem la aceste noastre în cazul. De la handbal trecem la lupte greco-romane și la sportive antrenorului Florin Antonescu, cei care s-au întors cu 5 medalii săptămâna trecută de la turneul memorialului Victor Dolipski. Invitați la această competiție de către conducerea clubului sportiv Dinamo București, giurgiuvenii se întorceau acasă cu 5 medalii, 3 dintre ele aduse de frații Gheorghe, Valentin, Florin și Alexandru, alte 2 de Mihai Răbâncă și Cosmin Rotaru. A fost o ultimă verificare a sportivilor giurgiuveni calificați pentru campionatele naționale de lupte greco-romane, programate pentru sfârșitul lunii la Târgul Mureș. Următoarea participare a sportivilor giurgiuveni va avea loc la sfârșitul lunii la Târgu Mureș, unde Federația Română de Lupte organizează finala campionatului național. Dreptul de a participa la această competiție la numai sportivii care au obținut rezultate foarte bune la etapele zonale. Spre bucuria noastră, 7 sportivi din clubul sportiv Dunărea Giurgiu din secția de lupte sunt calificați, iar noi ne aflăm în faza de pregătire a acestei competiții. Sperăm ca la această competiție
competiție, să avem puțină șansă și să reușim să ne clasăm cu cel puțin un sportiv în primii 8 la nivel național. O nouă provocare legată de artele marțiale poate fi urmărită la Giurgiu în acest weekend în zilele de 23, 24 și 25 octombrie. Este vorba despre o întâlnire în cadrul programului Pierre de Coubertin, proiect susținut de Ministerul Tineretului și Sportului prin Federația Română de Arte Marțiale, secția Jiu-Jitsu, cu participarea clubului sportiv Agvila. Proiectul își propune prezentarea tehnicilor de luptă sportivă, promovarea lor și sensibilizarea tinerilor pentru a alege calea mișcării sportive și în special calea artelor marțiale. Organizatorii speră într-un public numeros, asta după ce au adresat invitații de participare tuturor școlilor și liceelor din municipiu. Gazda manifestării va fi sala Chauncey Hardy, iar demonstrațiile au următorul program. Vineri de la 11.30 la 20.30, sâmbătă de la 10 la 12 și de la 18 la 20 seara, apoi duminică de la orele 10 la orele 12.